Bună ziua! Iată-ne din nou la Stupina Urbană, 9 noiembrie 2020, Râmnicu Sărat, România. Așa, după cum v-am spus, în partea de jos am adus o colonie de bază, o colonie carpatină. Sus avem acest backfast, a fost redus pe un singur corp. Baza lui o vedeți acolo, am folosit al soclu momentan. Am intrat să pun bureții albinele, deja backfastul ăsta acesta liniștit. Numai backfast liniștit nu e. Cred că a luat mai multe însușeri de la tasul decât de la măsa. În sfârșit, momentan, cele două colonii sunt despărțite de sacul de rație și de acest soclu. Când vremea ne va permite, va despărea și soclu și vom practica un urdiniș și camp aici, în lemn. Și astfel vor veni perfect suprapuse. Am luat rama de deasupra, o golise. Am băgat aici, în locul hrănitorului, o ramă plină cu miere. Cam așa se prezintă această microfamilie la data asta. Deci, cam așa stă treaba cu merul. Ne apropiem. Aici, unde v-am zis, la orizontal, nu-mi plăcea puterea familiei. Am mai adus încă o colonie, un roi târziu care nu se dezvoltase suficient, astfel încât, dacă observați diafragma, e tuma aici. Ceea ce nu urmărește filmele din apicultura urbană știe cât era. Acum colonia practic este de aici. 1, 2, 3, 4, e pe undeva pe 8 rame. Încă nu am scos diafragma dintre cele două colonii. Da? Uite aici trebuie să fie diafragma. Urmează ca la următoarea intervenție să le unim. Colonia din stânga cu colonia din dreapta. Astfel încât să obținem o familie care să treacă peste iernată cu maximă ușurință, fără mari eforturi. S-au adunat 8-9 rame de albină, s-a adunat și în acest orizontal. Mai am o pasiune, găinile. Prietenile mele le-am dat drumul acum prin grădină să-și facă și ele de cap. Deja producția de ouă a crescut cu 20%. În loc să iau 4 ouă pe zi, iau 5 ouă. Vă dați seama ce fermă industrială am. Așa, uite și aici, și multietajatul, la fel colonie bază, meu deasupra. Așa, uite, a terminat de mâncat rama. Uite, pe aici a avut gaură de intrat, ce mișto. Îl vedeți, familia asta mică e și ea, cam pe 8 rame de meie, e slăbuță, dar la fel se va elimina soclu, vom practica un urdiniș undeva pe aici, aceea schemă și vor erna una peste alta. Și așa v-am spus și că în stupul în pat cald nu-mi plăcea cum era organizat cuibul. Uite-l că acum s-a organizat singur. L-am făcut pe 1, 2, 3, 4, 5, 6 rame. Le vedeți? Dar sunt 6 rame pline cu albine. Uitați-vă ce spațiu mai are. Cum v-am spus, el se organizează în partea de mijloc și rămâne puțin pe laterale. Deci mecheria. Trebuie să aduc pontul, să spunem așa. Să aduc o ramă plină cu miere, să o pun aici. O să o punem în spațiu gol. Deocamdată i-am mai descăpăcit după diaframă și vă caras tot. Pentru că la februarie vom găsi prima ramă goală. Goală, goală. Oricum mai e un secret. Trebuie trasă distanțată puțin de peretele stupului, aici mecheria. Iar la februarie scoatem rama goală și o aducem pe aia plină cu 3 kg de miere aici, astfel încât stupul până la sfârșitul martie nu va avea nevoie de absolut nimic. Uite cum i-am dat, cum i-am luat acoperișul, albina coboară, se duce la adăpost. Cam așa stă treaba. Muncesc și eu după ce vin de la servici, dar încet, încet proiectul prinde conturi. Mi se reproșează că lăzile nu sunt vopsite, nu investesc bani în apicultură, doar scot bani în apicultură, punct. Nu mai bag niciun leuț. Dragilor, voi veni la fiecare etapă, voi veni cu un film. Culmea e că aici, în marginea Bărăganului, o vreme urâtă, sunt sub 10 grade afară și frig, după cum vedeți, este foarte norat, iar la mine, la deal, la Stupină, cald 16 grade. Azi Marian lucrează în stupină, pregătește stupii de iernat. Aici nu prea avem ce pregăti, deoarece este foarte, foarte frig, nu zboară nicio albină. Oameni buni, până data viitoare, Dragoș Gavrilă vă dorește numai bine, sănătate și fericire.